Municipalitatea din Megidia sprijină cu fiecare ocazie copiii merituoși, talentați, muncitori și creativi. Cum sărbătoarea lui Moș Nicolae Ocrotitorul copiilor bate la ușă, autoritățile locale au pregătit mici cadouri pentru toți cei care activează la cercurile Casei de Cultură Ine Roman din oraș și pentru Biblă Voluntari. Copiii de la Casa de Cultură Ine Roman au adus și anul acesta numeroase premii și trofee la Megidia, câștigate atât la concursuri din țară cât și din străinătate. Festivaluri de dans, canto, concursuri de pictură, pian sau chitară, oriunde au participat copiii din Megidia au făcut cinste municipiului și au urcat pe podium aducând acasă premiile 1, 2 sau 3 și chiar trofee. Și bibliovoluntarii au transformat Biblioteca Megidia Filiala Nord în a doua casă pentru zeci de copii cu care desfășoară diferite activități, precum ateliere de creație sau lectură au fost și ei răsplătiți astăzi. Împreună domnul primar, Consiliul Local, împreună au hotărât să facă aceste daruri copiilor din Megidia, copiilor talentați, care frecventează cursurile noastre. Sunt membrii cercurilor de canto, dans, etc., în număr de aproape 400 de copii. Cum spuneam, s-a luat această decizie ca ei să fie premiați, nu neapărat premiați, cât să simbolic să primească un cadou de la Moș Nicolae și cred eu că este destul de puțin, în același timp atât s-a putut, pentru toată munca depusă de ei, pentru ceea ce fac ei timp de un an de zile, încercând să muncească pur și simplu la propriu și la figurat aici la Casa de Cultură Ine Roman, zilnic în sala de dans sau de canto sau depinde unde sunt, în ce cerc sunt. Încercăm mai departe să gândim spectacolul de final de an, tot împreună cu ei, bineînțeles, acești muncitori că muncesc în fiecare zi aici și cu siguranță nu este ușor să fii perseverent la școală, să ai rezultate bune și la școală și să fii și aici într-o zi de muncă. Atunci când știm cu toții că o zi de școală este un chin, în sensul că e mult, mult de învățat și anume să vină în ziua aceea și să facă nu știu ce cerc de dans sau de altceva. Le mulțumesc pentru efortul lor, îi aștept și la anul într-o casă de cultură primitoare să vină să studieze mai departe ceea ce vor să facă și ceea ce au fost hărăziți să facă ca talent, vorbesc acum, și să încercăm împreună să le oferim condiții bune și să se poată dezvolta frumos la Casa de Cultură Ine Roman, ca municipiul nostru să crească și să ajungem tot mai sus, unde cred că ne este locul. Aproximativ 400 de copii au fost astăzi prezenți la Casa de Cultură Ine Roman pentru a-și primi darurile trimise de Moș Nicolae. Ei sunt convinși că simpaticul bătrânel va veni și acasă, mai ales că l-au așteptat tot anul și chiar dacă au mai făcut câte o boacănă, Moșul cel Bun nu uită niciun copil. Ce ai venit astăzi la Casa de Cultură? Ca să iau dulce de la Moș Nicolae. Dar pentru ce? Ai fost cu minte? I-ai scris moșului? Da, am fost cu minte și am scris și moșului. O scrisă la școală. Crezi că va veni și acasă Moș Nicolae? Da. Ce-ți dorești tu să-ți aducă? Îmi doresc să-mi aducă o mașinuță. De la cine ai primit tu astăzi cadouri? De la Moș Nicolae. Dar de ce? Ai fost cu minte? Da. Și ce ai primit? Am primit dulciurele. Am primit și bombonele, am primit tot felul de dulciurele. Dar crezi că moșul va veni și acasă? Cred. Dar ce-ți dorești tu să-ți aducă? Ai scris o scrisoare așa în care să-i spui ce-ți dorești să-ți aducă? Nu, poate că el mi-aduce singur. Crezi că știe, nu, ce-ți dorești? Da. Nu ai scris moșului ca să spui ce-ți dorești, ca să știe ce-ți aducă? Da. Și ce-ți dorești? Dulciuri sunt tot așa. Dar ai fost cu minte sau te aștepți să-ți aducă și o nuielușă? Nu, am fost foarte cu minte. În noaptea de 5 spre 6 decembrie se spune că Moș Nicolae vine la geamuri și vede copiii care dorm și sunt cu minți, lăsându-le înghete dulciuri și alte daruri. Însă tot el este cel care îi pedepsește pe cei leneși și neascultători. În dimineața de Sfântul Nicolae, copiii cu minți găsesc daruri înghetuțe. Spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată niciodată.